Dar în momentul în care a primit notificarea pe data de 3, am avut o discuție cu el și l-am întrebat ce s-a întâmplat sau ca să-mi explice și mie despre ce e vorba, pentru că mă pune pe mine într-o situație foarte delicată. Dar te întreb altceva, Ilie. Dacă să zicem că va fi suspendat pe o perioadă, nu știu cât, mi-aduc aminte, Mutu când era la Fiorentina a fost suspendat 8 luni, parcă, pentru Sibutramină. Da. Ce ar însemna pentru echipa ta strict sportiv absența lui Paul Pârvulescu? Înseamnă foarte mult. Deja înseamnă foarte mult lipsa asta de două săptămâni în care el nu s-a antrenat, n-a avut voie să antreneze cu echipa. Da. Și chiar dacă eu am ieșit în presă și am dat declarații pentru că îi se ia dreptul la muncă și așa mai departe, da, după o discuție ieri avută cu domnul Cristi Balaj, care mi-a explicat despre ce e vorba și cum se analizează aceste lucruri și mi-a spus că ăsta este codul în care el nu are voie să antreneze, am înțeles situația și vă dați seama că în contextul ăsta nu mai pot să fiu supărat pe absolut nimeni decât pe... Și mie nu-mi convine pentru că eu încep campionatul în câteva zile. Da. E planul, parte din planurile mele. Jucăm din două zile sau din trei zile și vă dați seama că am nevoie de tot lotul. Eu sunt subțire ca numeric vorbind. Da. Și mă pune într-o situație foarte delicată în acest moment. Mai ales că era și un jucător cu experiență, jucător de care eu aveam nevoie. Da. Nu vreau să mă gândesc, Doamne ferește, să se accidenteze Dobrescu pe care îl mai am acolo în zona laterală, că mă uit pe cer. Sau trebuie să inventez ceva și vă dați seama că nu-mi convine. Pentru că noi lucrăm ceva, avem niște trasee, avem niște lucruri, avem o omogenitate acolo, mai ales pe faza defensivă. Da, asta e situația. Dacă el, nu știu ce să spun, că e atât de matur, a ajuns la o vârstă în care trebuie să știe foarte bine ceea ce vorbește. Dar domnul Balaș ți-a spus că ar putea fi vorba despre câțiva ani de suspendare? Nu, n-am ajuns la discuția asta, pentru că eu eram foarte vehement la faptul că ar trebui să-l lase să se antreneze. Și domnul Balaș ne-a explicat clar că ăsta este codul, este de la UEFA sau de unde vine, nu știu, de pentru toată lumea acest cod în care nu au voie, indiferent de orice sport, nu au voie să se antreneze, să se mai antreneze. Sperăm să nu fie asta. Astăzi este comisia și noi sperăm să aibă câștig de cauză și să revină la antrenamente. Pentru că am spus-o că dacă eu din discuția avută cu el, că mă întorc la discuția cu el, a spus că a făcut-o sub o formă de glumă și că, de fapt, el s-a dopat cu vitamine, că vă dați seama că nu... Cred că acum, Ilie, hai să fim serioși. Eu am văzut emisiunea, cred că ai văzut și tu bucata din emisiunea lui Costin Ștucan. Nu s-a jucat, nu a fost o glumă, a fost foarte serios când a spus că n-a făcut insuflație rectală, ci direct intravenos. Despre asta era vorba. Da, știu, dar se mai fac și intravenos, se fac și vitamine, pentru că și, de exemplu, complexul de B-uri pe care îl faci, la fel se face. Normal că nu, poate nu îl faci în venă sau și îl faci în alte zone ale corpului, în fund sau mai știu unde, dar... Bine, acum mă gândesc la imaginile alea și cred că le știi și tu cu Cannavaro, cred că era la Parma, când își băga singur în venă diverse lucruri. Adică e clar că sunt niște lucruri care se fac de mult timp. Dar te întreb altceva. Tu ca pedagog, dacă descoperi că jucătorul tău s-a dopat, dar îi se dau circumstanțe atenuante și este lăsat să joace, accepți așa ceva? Depinde aceste lucruri pe care le face el, depinde cât de periculoase sunt pentru el. Că dacă la un moment dat eu îți dai seama că o să verific aceste lucruri și dacă sunt lucruri care îl ajută și nu îi afectează viața, în primul rând, da, l-aș lăsa dacă l-aș ajuta. Adică dacă ar fi chiar strict doar de vitamine și lucruri din astea pe care știu că l-ar ajuta. Aici vreau să intervin, dar te-ai corectat. Că sunt multe metode de doping care nu ți afectează viața, dar nu sunt legale și nu sunt sportive, până la urmă, nu? Dacă nu sunt legale și nu sunt sportive, nu sunt de acord. Asta zic. Deci dacă cumva se spune, ok, domne, vi-l dăm să joace, deși s-a dopat, tu vei spune nu. Păi eu cred că dacă mi-l dă să joace, dar el s-a dopat, eu nu cred că există asta. Eu cred că va fi suspendat. Da, tu ai vorbit cu el? Ți-a spus la ce echipă s-a întâmplat acest lucru? Indiferent că e vorba de vitamine sau... Nu mi-a spus la ce echipă. Dar ce ți-a spus acum? Cum se simte? Are speranțe? Că da, el este foarte, foarte liniștit în privința asta. Ieri am vorbit, chiar ieri am vorbit cu el și că l-am luat puțin, l-am certat din nou că
M-am săturat, i-am spus, în loc să stau să mă concentrez la meciul cu voluntarii, vorbesc din oră în oră cu toată presa, cu toate televiziunile, pentru o problemă pe care tu trebuia să ți-o rezolvi sau să trebuia să-ți vezi de treaba ta, nu știu, o greșeală de fapt a lui. Și el este afectat în acest moment, că nu a crezut că o să ia așa mare amploare și vă dați seama, e afectat. Mental el e afectat. Suferă în acest moment, îi pare rău de tot ce s-a întâmplat sau de toată această tevatură care se face în jurul lui. Vă dați seama că și pentru noi ca și club nu este chiar ok. Dar i-am spus-o și lui, Paule, trebuie să te asumi tot ce ai spus și tot ce dacă ai făcut trebuie să te asumi. E greșeala ta, trebuie să răspunzi pentru ea.